Cred că ne-am adunat toți. Astăzi o zi frumoasă de sâmbătă, după ce am ieșit dintr-o iarnă atât de viguroasă, am trecut prin două anotimpuri într-un timp relativ scurt, de la primăvară la iarnă. Vreau să vă mulțumesc, să vă spun bună ziua și bine ați venit. E un moment important în viața minorității romilor și faptul că dumneavoastră sunteți astăzi prezenți demonstrează că nu sunteți oameni care nu vă interesează viața romilor. Sunteți oameni care vreți să dați curs invit. Bună ziua, nu v-am observat. Bine ați venit tuturor. Cer scuze că cu o parte n-am reușit să interacționez. Astăzi îmi doresc de 8 aprilie să vorbim mai puțin și să vorbească muzica. Să vorbească muzica, fiindcă muzica este ceea ce pe noi, minoritatea romă, ne caracterizează. Suntem, prin muzică, reușim și am reușit în viață să clădim, să construim și să fim persoane care să ridicăm nivelul de cultură. Și știți foarte bine, minoritatea romă, ani de zile din istorie, a reușit să încânte suflete și inimi și în România și în afară. Astăzi mă bucur că sunt prezenți în sală oficialități, societăți civile, oameni din societatea civilă, profesori, lideri din mișcarea romă, tineri, instrumentiști, consilieri locali, consilieri județeni și vreau să vă mulțumesc. Chiar sunt încântat să văd un număr atât de mare prezent la această activitate. N-aș vrea să merg mai departe fără să nu mulțumesc gazdei noastre de astăzi, special domnului care ne-a găzduit Centrul de Cultură, domnul Geo Popa, și colaboratorul meu în acest proiect, Alin Popa, care vreau să-i aplaud. Am să fac o scurtă prezentare a invitațiilor, după care am să-i dau cuvântul Roxanei Tănase, să vă vorbească despre semnificația acestei zile și sunt câțiva vorbitori care trebuie să ia cuvântul, dar rugămintea mea este să fim cât se poate de scurți într-un minut, dacă doriți să ne adresați câteva cuvinte și să fim mai... să lăsăm discursurile și aici să discute muzica. Vă mulțumesc!